Ardelenii și-au menajat mai mulți titulari pentru finala Cupei României, iar galben-albaștrii au profitat. Zubir a deschis scorul cu un șut plasat perfect. Replica feroviarilor a venit prin Cristian Lopez, dar Cobre a fost la post. Portarul gazdelor a scos și execuția lui Vitor Bruno. Pe finalul primei reprize, Zubir a fost aproape de a reuși dubla. Antonio Conceição a forțat în ofensivă și l-a introdus la pauză pe camerunezul Belec. După doar 4 minute, CFR a avut o șansă importantă de a marca. Bara s-a opus la lovitura de cap a lui Cristian Lopez și Belec a semnat o ratare rarisimă. La cealaltă poartă, Stana a fost pe punctul de a înscrie un gol spectaculos. Vâtca a respins în corner și Petrolul a câștigat la limită cu 1-0. A fost doar a doua înfrângere suferită de CFR Cluj în play-out.